Bucureștiul se transformă ușor-ușor într-o mică Veneție. S-a dat startul la plimbările cu barca pe Dâmbovița. Zeci de tineri, înarmați cu padele, au venit pentru a vedea cum e să te plimbi prin mijlocul capitalei, însă nu oricum, ci pe apă. Ideea e de a atrage cât mai multă lume către apă, către mișcare și mai ales către Dâmbovița, pentru că Dâmbovița are nevoie, sau oamenii din București au nevoie să vină mai aproape de Dâmbovița. Noi încercăm prin acest proiect să demonstrăm că se poate face lucruri frumoase în jurul Dâmboviței. E foarte bine pentru bucureșteni că se valorifică și cursul de apă al Dâmboviței, dar deja oricine vrea să vadă bărci cu caiac ca noi găsește în Herăstrău, în Floreasca, în Băneasa, există peste tot, numai să ne caute lumea. Surprizele nu se opresc însă aici. Între Podul Unirii și Biblioteca Națională vor fi amenajate 5 insule plutitoare care vor reprezenta câte o localitate din Delta. Denumită simbolic Ecoarhipelag, zona va prinde un nou contur, devenind prima expoziție interactivă de ecoturism din țară. Sperăm că acest lucru se va extinde. Deocamdată este un proiect pilot. Noi vrem ca cât mai multă lume să vină aici, să îndrăznească, pentru că vor găsi diverse lucruri frumoase aici, atât cât promovăm diverse zone protejată din țară, promovăm delta, promovăm turismul, promovăm mișcare. Valentin, de exemplu, este unul dintre tinerii care s-a orientat către caiacanoe. Este foarte încântat de ceea ce face și speră ca și cei din jurul lui să privească cu ochi buni noul proiect. Este foarte palpitant, este un sport care, chiar dacă te solicită, este dă rezultate, este foarte nu amuzant, adică e frumos să te plimbi pe apă și să vâslești, dar poți să ajungi ușor la campionate. Odată descoperit e foarte atractiv și greu mai pleacă copiii de la caiacanoe. Treaba e că nu suntem mediatizați, nici noi nu ne promovăm, dar e un sport foarte plăcut, toată lumea l-ar căuta dacă ar ști de el. Pentru început, cei ce vor veni să închirieze bărci nu vor fi nevoiți să plătească niciun leu, urmând ca pe viitor să fie percepută o taxă. Așadar, până luna octombrie, între orele 8 și 21, toți curioșii sunt așteptați pe Dâmbovița la o plimbare cu barca. Distracție plăcută!